Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți, 2 martie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte frumos! În primul rând, pe partea de dragoste avem aici Nouăle de Monede. O carte foarte, foarte, foarte frumoasă pentru această etalare, pentru că Nouăle de Monede în acest set de tarot reprezintă obținerea unui vis care părea imposibil. Nouăle de Monede vine cu rezultate fizice, concrete, tangibile în situația voastră de sănătate. Și partea cea mai frumoasă este că aceste rezultate sunt foarte pozitive, sunt foarte stabile, sunt foarte benefice pentru voi și pentru partenerul vostru. Pe partea de dragoste, doar vești bune, doar lucruri frumoase pentru toată lumea. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, o să aveți o zi foarte armonioasă, foarte plăcută, foarte frumoasă alături de partenerul sau partenera voastră. Fiți atenți la mesajele subtile pe care aceștia vi le transmit, nu doar la cuvintele pe care soțul sau soția voastră le spun, nu doar la lucrurile pe care vi le transmit explicit prietenul, prietena voastră, iubitul, iubita voastră, fiți atenți și la mesajele care vi le transmit subliminal, la mimică, gesturi, tonul vocii, la felul în care reacționează la diverse lucruri, în diverse situații, când voi spuneți anumite lucruri, pentru că toate aceste lucruri o să vă sudeze mai mult relația voastră, o să vă aducă mai aproape de partenerul sau partenera voastră. Și astăzi, dacă sunteți atenți la aceste mesaje, de aici o să vedeți niște lucruri foarte frumoase în partenerul și partenera voastră, o să-i vedeți în altă lumină și o să-i apreciați mai mult. Fiți atenți la cum reacționează nu doar în momentele fericite, ci și în momentele de stres, când trec prin clipe mai grele, pentru că toate aceste lucruri o să vă contureze mai exact personalitatea partenerului sau partenerei voastre. Pentru cei care sunteți singuri, cu Nouăle de Monede aici apare o șansă foarte reală de a întâlni o persoană care este exact tot ceea ce v-ați dorit voi, care vă completează în toate planurile. Acolo unde voi aveți minusuri, această persoană vine și vă completează. Și la fel, unde această persoană are minusuri, voi veniți și o completați. Pentru o parte dintre voi e posibil să începeți această relație astăzi, pentru o parte dintre voi e posibil să cunoașteți această persoană azi și pentru o altă parte dintre voi e posibil ca astăzi, pentru prima oară în mult timp, să vă clarificați într-un final ce vă doriți, care sunt atributele partenerului sau partenerei ideale pentru voi. Și acest lucru e foarte important, e aparent un lucru minor, dar e foarte important, pentru că atunci când voi știți ce vă doriți, ce aveți nevoie, ce căutați, puteți să eliberați această energie în univers și să atrageți mai ușor partenerul sau partenera ideală lângă voi. Și de asemenea știți de acum înainte ce căutați, în ce relații sunteți dispuși să vă băgați, cu ce persoane nici măcar nu vreți să aveți de-a face. Aici lucrurile se clarifică și se clarifică într-un mod foarte frumos și foarte pozitiv pentru voi. Pe partea de sănătate avem aici șasele de cupe. Această carte cere de la voi să renunțați la o idee, la o imagine, la niște gânduri pe care le aveți la momentul actual cu privire la sănătatea voastră și la felul în care ar trebui să arate organismul vostru, corpul vostru, ca voi să fiți mulțumiți. Pentru că aceste lucruri nu sunt realiste, mai ales pentru cei tineri. Aici fiți foarte atenți la care sunt modelele voastre de sănătate, de echilibru, de bunăstare. Fiți foarte atenți la oamenii, la influencerii pe care îi urmăriți, mai ales pe Instagram, pe Facebook, dacă voi vă comparați felul în care arată corpul vostru, organismul vostru cu o imagine idealizată care o vedeți pe rețelele de social media, pe Instagram, pe Facebook, pe Pinterest, pe whatever, unde vă mai uitați voi, voi vă comparați cu niște standarde care sunt imposibil de realizat. În primul rând că nici oamenii ăia nu arată așa cum vor ei să pară în poze. Toate pozele alea sunt retușate și manipulate la maxim.
Și aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că dacă o să continuați pe calea asta și o să continuați să vă comparați cu aceste variante idealizate, care de fapt sunt doar photoshopate, sunt niște variante mai degrabă pictate decât fotografiate, ca să spunem pe drept cum e situația, voi o să vă faceți tot mai mult rău. În primul rând, pentru că riscați să faceți alegerile greșite pentru sănătatea voastră, încercând să ajungeți la un țel care e imposibil de realizat, și în al doilea rând, vă faceți rău psihologic, mental. Vă distrugeți structura voastră mentală pentru că nu reușiți să vă încadrați într-un standard de frumusețe care este imposibil de atins fără intervenții chirurgicale. Cu șasele de cupe este foarte important astăzi pentru toată lumea să vă uitați foarte atent, foarte obiectiv la voi înșivă, la starea voastră de sănătate, la plusurile și minusurile pe care organismul vostru le are în momentul actual și, pornind de la această bază obiectivă, realistă, să vă faceți un plan de viitor. Pentru cei tineri, nu vă comparați cu modelele pe care le vedeți pe internet, că nu e o comparație justă, nu e o comparație echitabilă, toate pozele care le vedeți pe social media sunt oricum manipulate. Pentru cei care sunteți deja trecuți de o anumită vârstă, amintiți-vă că nu mai aveți 20 de ani, nu mai aveți 30 de ani și organismul vostru are alte nevoi de la voi. Trebuie să-l protejați altfel față de cum îl protejați când erați tineri. Pentru toată lumea, trebuie să vă uitați atent în oglindă și să vedeți exact persoana care se reflectă la voi, nu varianta idealizată care ați vrea să se reflecte la voi. E posibil să ajungeți la acea variantă idealizată, dar e important să știți exact ce trebuie să faceți ca să ajungeți acolo și dacă nu porniți de la realitate, nu o să ajungeți nici când la vis. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 9 de cupe. Aceeași carte a mai ieșit pe această poziție și pe 20 februarie. Prin urmare, mare atenție aici la anumite teme, topicuri, discuții legate de finanțele voastre, de cariera voastră, de afacerile voastre, care au mai apărut și pe 20 februarie, pentru că astăzi s-ar putea repeta niște teme similare. 9 de cupe este o carte foarte frumoasă, foarte pozitivă. E trofeul pe care Universul vi-l acordă pentru efortul depus în trecut. Și de obicei această răsplată vine sub forma unei promovări, a unei măriri de salar, a unor bonusuri, a unei recunoașteri sociale a meritelor voastre, a efortului vostru, a cunoștințelor pe care le aveți și a beneficiilor pe care le aduceți în compania în care lucrați, în familia voastră, în cercul vostru de prieteni, oricum s-ar manifesta, acesta este un trofeu, este un premiu, este o răsplată de la Univers. Pentru cei care vă gândiți la investiții, toate investițiile legate de internet, de comunicații, telecomunicații sau în cercetări științifice pot să vă aducă mari beneficii, dar mare atenție, nu o să vă aducă beneficii instant. Acestea trebuie să fie niște investiții pe termen lung. Prin urmare, dacă vă uitați la niște companii de IT care cercetează sau încearcă să inventeze lucruri noi, lucruri de viitor, puteți să investiți acum bani în aceste companii, în aceste inițiative și în timp, în 10, 20, 30 de ani, o să vă aducă niște beneficii imense, mai mult decât vă puteți imagina acum. Per total, o zi frumoasă, o zi foarte echilibrată, 9-6-9, o numerologie interesantă a acestei zile. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să vă uitați la interpretarea pentru baba pe care v-ați ales-o. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Dacă nu vedeți încă în playlist videoul pentru baba voastră, e pentru că încă n-a ajuns ziua respectivă. Aceste videouri sunt speciale pentru primele 9 zile din luna martie, când în tradiția românească ne alegem babele ca să putem să interpretăm felul în care va evolua anul următor pentru noi. Și pentru fiecare zi în parte pun videoul la prânz pentru ziua respectivă. Prin urmare, dacă v-ați ales o babă după 2 martie, n-o să vedeți încă videoul acolo, dar stați cu ochii pe canal pentru că o să vină în fiecare zi câte unul.
în plus pe lângă etalările zilnice, bineînțeles. Și acum hai să vedem mesajul pentru toată lumea pentru 2 martie. Îi deschid vieții noi uși. Dezvoltarea mea spirituală se manifestă în maniere la care nu prea mă aștept. Știu că sunt mereu în siguranță. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să fiți deschiși la nou, la noi oportunități, la noi ocazii, la noi persoane, la noi moduri de gândire și la noi moduri de a fi, de a exista. Lăsați Universul să vă surprindă, pentru că ăsta e lucru pe care Universul și Divinitatea le fac cel mai bine. Să ne surprindă, să ne facă surprize, să ne aducă lucruri neașteptate în viața noastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!